Surpriză de proporții pentru turiștii cazați zilele acestea în stațiunea Băile Felix. Hotelierii au sacrificat un porc chiar în curtea complexului Aquaspa. După ce au văzut cum se obține șoriciul, turiștii s-au înfruptat din caltaboș și grătare. Nu a lipsit nici muzica patriotică. Un ansamblu le-a arătat vizitatorilor cum se cântă și se dansează în Bihor. Pentru ca totul să fie pregătit ca la carte, bucătarii complexului Aquaspa s-au trezit dis de dimineață și s-au apucat să tranșeze un porc imens la doar câțiva metri de bazinele pline cu apă termală. Un porc de aproximativ 250 de kilograme a fost sacrificat în această dimineață chiar aici, în curtea complexului din Băile Felix. Bucătarii și-au ascuțit cuțitele, iar acum tranșează animalul sacrificat. Au găsit foarte multă grăsime, semn că vor ieși jumări foarte bune, iar pomana porcului va continua până diseară. Acest porc a fost crescut de noi numai cu tărâță cu porumb, a avut 250 de kilograme, dar este foarte bune jumerile și face și borcanul bunicii, din care ce rămâne căzăturile din carne de porc se adaugă cu cărnați, cu ceafa fumată și cu slănină, după care sare, piper delicat, boia, pastă, tomată. Toate preparatele au fost așezate apoi pe mese spre bucuria celor care s-au înfruptat din ele. După cum se poate observa, piftie, salată de beof, cârnați, caldaboș, tobă, jumări, produsele tradiționale care le facem de zi cu zi noi românii de pretutindeni. Nu au lipsit nici tradiționalele grătare și nici muzica și voia bună. Hotelierii au invitat un ansamblu care le-a arătat turiștilor veniți din toate colțurile țării cum se dansează și se cântă în Bihor. Alba Iulia și mi se pare foarte interesant și foarte frumos. De frumos, la superlativ. Deci totul este minunat, gazde primitoare. Ați aștepta la așa ceva? Sincer să fiu, nu. E totul bine, și mâncare, și băutură, și masaj, și baie, totul. E o strecție extraordinară. Am furat startul cu petrecerea de 1 decembrie. Da, am așteptat clienții care sunt în urmă mare în complexul nostru în această perioadă și ne bucură acest fapt. I-am așteptat cu un festin culinar, cu produse tradiționale. Vedeta zilei e un porc de 250 de kilograme pe care bucătarii noștri l-au gătit aici în fața clienților. Pentru a-i fideliza pe clienți, majoritatea hotelurilor au păstrat tarifele de dinainte de pandemie. Astfel, prețul unui sejur de 3-4 zile a început de la 250 de euro. Gradul de ocupare este în aceste zile de 90% în Băile Felix.